La cel voinic și merele de aur de Petre Ispirescu. Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo. În fundul grădinei avea și un măr care făcea mere de aur. De când îl avea el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași pe care pusese împăratul să pândească, n-a putut să prinză pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul cel mare a împăratului și zise: „Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin această grădină de atâtea ori și am văzut roade frumoase în pomul din fundul grădinei.